Sediul primăriei comunei Bulbucata a găzduit o masă rotundă care a reunit specialiști din cadrul grupului de acțiune locală Inima Giurgiului, Țara Neajlovului și a Câlniștei și potențial solicitanți ce pot realiza investiții prin atragerea de fonduri europene. A fost o acțiune de informare în cadrul căreia celor prezenți li s-a adus la cunoștință despre gradul de absorție pe care GAL-ul l-a realizat până acum, dar și cu ce pot acționa solicitanții pe măsurile care se vor lansa în viitor. Am informat persoanele care au participat la această activitate despre gradul de absorție pe care l-a realizat până această dată grupul de acțiune locală și i-am informat de asemenea cu ce pot să acționeze în continuare solicitanții pe măsurile pe care grupul de acțiune locală le va lansa în viitor. În perioada imediat următoare, grupul de acțiune locală va lansa pe măsura 3.2.2 un apel de selecție de proiecte. Suma totală alocată este de 400.000 de euro. Până la acest moment, grupul de acțiune locală a atras peste 700.000 de euro în condițiile în care au fost selectate proiecte, iar acum sunt în curs de a fi contractate. Este o situație în care am absorbit aproape 700 sau peste 700.000 de euro în condițiile în care au fost selectate proiecte, dar nu avem încă proiecte contractate. Sunt proiecte depuse la OCPDRP, sunt proiecte care urmează să fie contractate în perioada imediat următoare, sunt proiecte pe care GAL urmează să le depună la OCPDRP chiar începând de săptămâna viitoare după terminarea activității de selecție. Cele 8 localități din partea de nord-vest și centru a județului Giurgiu și localitatea Meren din Teleorman, aflate pe teritoriul GAL-ului, oferă un potențial uriaș pentru atragerea fondurilor europene. Pășunile și fânețele nu sunt folosite la adevărata valoare, biomasa de asemenea, care oricând poate fi transformată în sursă de energie, dar și turismul, care poate fi valorificat prin realizarea unor proiecte extrem de avantajoase. Este și motivul pentru care în perioada imediat următoare vor fi organizate noi întâlniri cu liderii locali, dar și cu persoanele interesate de realizarea unor proiecte prin intermediul GAL. Aș dori să le transmit persoanelor care locuiesc pe teritoriul GAL, dar și celor care nu locuiesc pe teritoriul GAL, dar vor să investească pe teritoriul grupului de acțiune locală Inima Giurgiului, Țara Neajlovului și a Câlniștei, să vină cu mai mare încredere către personalul grupului de acțiune locală, să vedem proiectele lor, să-i sprijinim pentru a putea să le depună și pentru a putea realiza împreună un grad mai mare de absorție. Grupul de acțiune locală reprezintă un punct important pentru obținerea sprijinului financiar și are în responsabilitate selectarea proiectelor, activitățile de dobândire de competențe și animare a teritoriului.